ploaie verde ca Sahara. Hai noroc și bună seara, hai noroc și bună seara, gospodar din toată țara. Am venit cu voie bună să petrecem împreună, și-am venit cu bucurie să cântăm cu veselie. Scumpul nostru, dragul nostru, această inimă mare vine în dar la dumneavoastră, pentru că am înțeles că dumneavoastră aveți o inimă și mai mare decât asta. Și în inima mare a dumneavoastră încap toată lumea cea bună și frumoasă. Așa că venim și noi din partea cuiva care vă adoră, vă iubește, cu un sincer la mulți ani și cu câteva cadouri. Dar înainte de toate, voiam să vă întrebăm, ce vă șoptește inimioara? Cine ne-a trimis la dumneavoastră? Vă șoptește ceva inimioara? Pe ce? Da, sunt așa de mulți, da, că nu se poate hotărâ, domnule Gheorghe. Bine, atunci vrem să vedem din toată inima, uitați-vă acolo, aveți un cadou verde și frumos, primiți-l din toată inima, este greu, țineți-l bine. Așa, și să știți, domnule Gheorghe, că acolo este o substanță din care sunteți făcuți și dumneavoastră. Acolo este tot ce ține de miere, că sunteți și dumneavoastră un om dulce ca mierea, o dulceață de bărbat. Și știm că alături de dumneavoastră trebuie să fie o dulceață de femeie, doamna Ludmila, da? Hai, doamna Ludmila, veniți, vă rugăm încoace! Pentru că este o mică atenție și pentru frumoasa dumneavoastră, doamnă. Uitați, acolo este o floare din toată inima. Primiți-o, doamna Ludmila, special pentru dumneavoastră. Așa, aici mai este unul pentru domnul Gheorghe. Și aici este un indiciu, poate într-adevăr o să ghiciți de la cine vine surpriza. Ce scrie acolo? Italia. Așa. Secol, Italia. Exact. Și din Italia la fel. Pe cine aveți în Italia? Nepoata este aici, a rămas Sergiu Condelina, nu știu. Vinii din Italia ne-au făcut surpriză să aici. Așa. Deci așa, această surpriză, domnul Gheorghe, vă mai dăm un indiciu. Vine din două părți. O parte vine din Moscova și o parte vine, într-adevăr, din Italia. Pe cine aveți și în Moscova? La Moscova se... Nepoata. Cum o cheamă? Alion. Exact. Exact, din partea lui Aliona și la toată familia ei frumoasă, care nu are astăzi posibilitatea să vină la dumneavoastră, și din partea lui Sergiu și la toată familia lui, ei vă adoră, vă iubesc. Întrebându-i ce pot spune despre domnul Gheorghe, au spus că este o minunăție de om. Un om cu inimă mare, cu suflet frumos, un om pe care mereu te poți baza, un om care sare în ajutor tuturor celor care au nevoie. Și indiferent, îi cunoaște, nu-i cunoaște, el ajută toată lumea. Este plin de dragoste, plin de armonie și în jurul lui viața este mai frumoasă. Așa e, doamna Lula? Da. Confirmați ce le spuse, da? Confirm. Și uite, acești oameni frumoși, nepoata Aliona și Sergiu, am înțeles că este strănepot, da? Da. Strănepotul Sergiu cu familia lui frumoasă și Aliona cu familia lui frumoasă. Din păcate nu sunt astăzi alături, dar tare mult vor să vă arate că aveți un loc aparte în inima lor. Tare vă iubesc, vă adoră și întotdeauna se vor strădui să facă lucruri cât mai frumoase. Niciodată nu vor fi suficiente cuvintele pentru a vă arăta toată mulțumirea care vă poartă în inimă, dar cu siguranță ați înțeles, da? Faptele vorbesc, așa este? Domnule Gheorghe, astăzi sunteți la primii 70 de ani, da? Mulți înainte de vă dorim, plin de oameni frumoși alături și, într-adevăr, să-i aveți pe cei mai frumoși cât mai des alături, pentru că, într-adevăr, înconjurați de oameni dragi, viața este mai frumoasă, așa este? Da, da. Așa. Și din partea la oamenii ăștia frumoși, aici sunt scrise câteva rândurile. Scumpul nostru, primește această inimă din partea noastră cu ocazia zilei tale de naștere. Să știi că te avem mereu în inimile noastre, chiar dacă depărtarea uneori ne desparte.
Noi în această zi cu siguranță ne vom aduce aminte că prezența ta în viața noastră este una frumoasă și suntem alături de tine cu gândul și cu sufletul. Din inimă vrem să-ți spunem cel mai călduros la mulți ani. Întotdeauna inima să-ți fie încălzită de cele mai frumoase zâmbete, fericirea să-ți lumineze calea, iar sănătatea să meargă întotdeauna lângă tine. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit, pentru toată dragostea, pentru tot ce ne-ai învățat, pentru fiecare sfat, pentru fiecare umăr de care am avut nevoie, iar tu ne-ai sprijinit. Ai fost mereu plin de viață, voios, vesel și un exemplu pentru noi. Ai un loc aparte în inimile noastre. Ești mai mult decât doar un simplu om. Ești un om de valoare. Ești un om scump. Noi te iubim și din suflet îți dorim să fii cel mai sănătos și fericit. Ne pare rău că nu suntem alături, dar să știi că astăzi și în fiecare zi ne gândim la tine doar cu gânduri bune și cu recunoștință. Îți mulțumim pentru tot, pentru tot, pentru tot și tare, tare te iubim. La mulți ani, domnul Gheorghe, sănătate, bucurie, ce-i mai bun să-l aparțină. Ce le transmiteți acestor oameni frumoși ai sufletului dumneavoastră? Le transmit că, într-adevăr, îi iubesc mult, doresc mai des să îi văd, ce mult, mult sănătate și să dai Dumnezeu să ne întâlnim mai des. Așa să fie, așa cum ați ghicit și toate cadourile sunt reprezentative. O floare pentru frumoasa floare, o dulceață pentru dulceața asta de om, o șampanie ca să vă fie viața și mai frumoasă, șampanie mare, că am înțeles că sunteți mulți. Și tot ce mai bun să vă aparțină. Doamna Ludmila, câți ani frumoși aveți alături de domnul Gheorghe? 47. Cum este să trăiești cu un om așa de frumos alături? Și ce-i dorim noi? Să vă zic că eu totdeauna câte evenimente am avut, care au fost și al mele și al lui, și am început cu aceea că a fost o persoană și sunt o persoană norocoasă. Da, am fost totdeauna ajutată, nu pot să zic că colegii mai ziceau la lucru, tare ești alintată, dar eu am fost așa alintată de soțul meu, care astăzi îi mulțumim încă o dată și încă o dată. Nu i-am fost să-l uit în toată ziua, așa cum suntem noi, avem. Dar de data asta o zic din toată inima, într-adevăr, am dus o viață frumoasă. Sper să mai avem și asta, a doua jumătate, parcă așa se cântă, da? Exact. Doresc sănătate și mă bucur foarte mult azi, am multe surprize și în sala asta sunt toți cei mei. Așa că vă mulțumim la toți și cei care știu, care ne-au transmis urările frumoase, Aliona, Anatoli, cine acolo, Andreica, Serioșca, Angelina și toți, din tot sufletul. Le mulțumim și noi îi prețuim și eu știu că suntem și noi în inimile lor reciproc. Mulțumim! Șamar la tinerii de 47 de ani! Ia că așa! La mulți ani! Sunteți un exemplu de bărbăție, un exemplu de curaj și tot așa mai departe. Să vă vedem sănătoși și la nucta de aur și la cea de diamant care este la 75 de ani împreună. O seară frumoasă vă dorim, toate zilele să fie pline de zâmbet, de pupici, domnul Gheorghe, da? Și de îmbrățișări frumoase. Vă mai reținem pentru două fotografii și vă lăsăm să continuați frumos această seară frumoasă. La mulți, mulți ani! Ei, tare ești bun și plăcut, până la ziua să închină, măi, și cu toții să cântăm. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună de pe toate. La mulți ani cu bucurie, acum pace să ne fie. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună de pe toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie.